Suntem la cea de-a patra lecție a ciclului pe care l-am numit Care sunt scopurile Bisericii lui Dumnezeu? Am observat împreună în cele trei întâlniri pe care le-am avut stând lângă Evanghelia Mântuitoare a lui Iisus că scopurile unei biserici nu sunt făcute de păstor, nici de comitet și nici de biserică, ci ele sunt făcute de Cel care a făcut biserica, adică de Mântuitorul Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci. Am observat că aceste scopuri au fost practicate de Domnul Iisus, au fost conținute de învățătura sa, au fost învățate și practicate de apostoli. Am studiat despre Pavel și despre Petru. În concluzie, aceste scopuri ale Bisericii Domnului Iisus Hristos sunt evangelizarea, adică predicarea cuvântului către oamenii nemântuiți pentru ca ei să intre prin pocăință, prin credința în Domnul Iisus și prin naștere din nou în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Al doilea scop este ucenicizarea, adică educarea poporului care a fost mântuit și care prin credință și nașterea din nou a intrat în împărăție. Al treilea scop este închinarea, adică punerea împreună a familiei lui Dumnezeu și închinarea acestora, închinarea însemnând manifestarea dragostei către Dumnezeu. Al patrulea scop este părtășia. Asta înseamnă unirea familiei lui Dumnezeu și părtășia unii cu alții ca mădulare ale aceluiași trup. Și ultimul scop este slujirea. De data aceasta este manifestarea dragostei lui Dumnezeu către oameni. Unii către alții și biserica Domnului către lumea pierdută în păcat. Am observat de asemenea că există un risc major, între altele, în ceea ce privește împlinirea unui scop în detrimentul, adică în paguba celorlalte. Spre exemplu, scopurile pe care o biserică locală le are țin de păstor și de conducerea bisericii. Dacă păstorul are abilități, are daruri de evanghelist, atunci biserica îl va urma și scopul de evanghelizare va fi făcut din plin, dar celelalte nu vor fi făcute decât puțin sau deloc. Dacă păstorul are darul de învățător, este un om sistematic în învățătură, este principial, este selectiv, este sistematic, atunci întreaga biserică îl va urma și toată biserica de-a lungul timpului va deveni ca el și biserica se va uceniciza, se va maturiza, va crește spiritual, dar celelalte scopuri vor rămâne nefăcute. Dacă păstorul este un om cu un suflet cald care se închină lui Dumnezeu, atunci întreaga biserică îl va urma în închinare și toată biserica va excela în scopul închinării, dar celelalte scopuri vor rămâne nefăcute. Dacă păstorul este un om sociabil, o persoană care are calități de relaționare, adică de a relaționa cu alți oameni, toată biserica va deveni foarte, foarte prietenoasă, foarte caldă, foarte ospitalieră, foarte plină de părtășie, însă celelalte scopuri vor rămâne nefăcute. Și în consecință, dacă păstorul va fi un om cu inimă mare pentru săraci, pentru orfani, pentru a sluji altora, va atrage întreaga biserică în proiecte de caritate, în proiecte sociale, dar celelalte scopuri vor fi lăsate baltă. Spuneam și repet, un om moare nu când e bolnav și de plămâni, și de inimă, și de stomac, și de rinichi, ci când e bolnav de una dintre acestea. Dacă i-a stat inima, poate să aibă plămânii și rinichii buni, că moare sigur. Dacă are sângele bolnav, sau dacă are cancer la creier, poate să aibă picioarele, mușchii, oasele și sângele bun, dar moare sigur. În momentul în care o biserică își pierde un scop, în momentul acela ea coboară și începe să moară sigur. Ea rămâne ca biserică, ea este în continuare numită la fel, ea are în continuare activități în interiorul programului public, dar nu mai are viață spirituală. Programul public e bine. E cu cor, fanfară, orchestră, grupuri de închinare, ușieri, predică, dar dincolo de acest program public, oamenii trăiesc în păcat, sunt nesimțitori, nu au o viziune clară pentru lucrare.
De luni până joi fiecare face ce vrea. Luni, joi ne îmbrăcăm frumos și ne bătem pe umăr unii pe alții. Și vineri și sâmbătă din nou fiecare trăiește în destrăbălare și duminica ne mai bătem o dată pe umăr. O biserică rămâne biserică la îndemâna Duhului Sfânt, nu prin programele publice pe care le are, doar, ci prin viața spirituală de neprihănire pe care o are în fiecare clipă și fiecare membru, bărbat sau femeie. Atitudinea soțului față de soție și invers, atitudinea părinților față de copii și invers, atitudinea conducerii bisericii față de membri și invers și atitudinea fiecăruia către fiecare și invers. Cum să ajungem la un echilibru în sistemele de slujire, de lucrare și de manifestare a pocăinței? Prin conducerea bisericii. Vă rog să-mi permite să fac o afirmație cu care probabil unii dintre dumneavoastră nu veți fi de acord, dar iertați-mă, nu sunteți de acord că nu mă înțelegeți. Niciodată Dumnezeu nu lucrează într-o biserică mai mult decât îi permite păstorul. Mai spun o dată. Niciodată Dumnezeu nu lucrează într-o biserică locală mai mult decât îi permite păstorul acelei biserici. Veți spune, nu e adevărat că Dumnezeu face ce vrea. Dacă o să vă faceți timp să vă gândiți, o să realizați că în seara aceasta dintre noi doi, iertați-mi lipsa de modestie, dar eu am avut dreptate. Trecând peste această introducere, vreau să vă aduc aminte că data trecută la lecția numărul 3 am vorbit despre probleme, soluții și rezultate. Și am ajuns la concluzia că în poporul lui Dumnezeu sunt probleme, accentuarea unor scopuri în paguba altora, însă Dumnezeu trimite soluții și rezultatele sunt pe măsură. Și am încheiat spunând că în ambele situații, și în Vechiul Testament respectiv Exod, Moise, și în Noul Testament respectiv Fapte, Apostolii, au fost aceleași probleme, aceleași soluții și aceleași rezultate. Și v-am spus în timp ce ne-am despărțit că data viitoare, adică în seara aceasta, vom continua să privim în Scriptură și să înțelegem că în ambele situații, și în Vechiul Testament, Exod, Moise, și în Noul Testament, Fapte, Apostolii, s-au făcut patru lucruri. 1. Moise și Apostolii au stabilit priorități. Moise și Apostolii au stabilit priorități. Oamenii care au succes în viață sunt oamenii care stabilesc priorități, care fac mai întâi lucrurile importante, nu pe cele urgente. În viață noi avem foarte multe lucruri de făcut și niciodată nu o să avem timpul necesar să le facem pe toate. Dar ne vom stabili priorități, începând cu cele mai importante dintre lucrurile pe care le facem, lăsându-le la urmă, câteodată nefăcute, pe cele mai puțin importante. Niciodată nu vom putea să facem tot ce trebuie făcut, dar vom face sigur pe cele mai importante dintre cele care trebuie făcute. Moise și apostolii au stabilit priorități și întotdeauna au avut priorități care au guvernat slujirea lor. Sunt oameni care fac ce le dictează circumstanțele. Nu, oamenii lui Dumnezeu au priorități și nu circumstanțele hotărăsc viziunea bisericii. Nu, viziunea bisericii o hotărăște Duhul Sfânt, care descoperă conducerii bisericii, păstorului, păstorilor, viziunea sa și aceștia o implementează și o dau bisericii pe care o trăiesc împreună mai apoi. Nu circumstanțele fac viziunea bisericii, ci Duhul Domnului face viziunea bisericii. Moise a devenit conștient de rolul său de mediator. În primul rând s-a rugat lui Dumnezeu pentru popor și în al doilea rând a spus lui Dumnezeu problemele poporului. Exod 18 cu 19. A învățat poporul legile lui Dumnezeu, Exod 18 cu 20. În a doua parte, apostolii au realizat că nu trebuie să se împovăreze cu lucruri administrative. Frați și surori, dacă vreți ca biserica aceasta să coboare, atunci lăsați-vă păstorul și păstorii să facă orice. Să nu aibă timp să se roage, să nu aibă timp să citească Biblia, să vină aici nepregătiți, să vă spună, începând cu Adam, cu Avram, cu Daniel, cu Solomon, cu Moise, să treacă prin toată Biblia, să vă spună generalități și să nu vă spună nimic concret și lămurit, să vă plimbe prin toată Biblia și pe nicăieri,
Și când plecați acasă să vă întrebați, domnule, dar chiar așa de nepriceput suntem, de n-am priceput nimic de la omul ăsta? Oamenii care ajung la microfon trebuie să fie oameni care în primul rând se pregătesc studiind Biblia. Apoi trebuie să se roage ca să primească ungere, pentru ca mesajul să fie spus sub inspirație divină. Apoi trebuie să-l creadă ei primii și să-l transmită cu foc arzând pentru Dumnezeu, nu cu indiferență. Să îi doară de popor. Dacă oamenii care ajung aici nu sunt astfel de oameni, această apatie, adică această adormire, se va transmite poporului și într-o vreme scurtă biserica se va prăbuși spiritual. Niciodată biserica nu se ridică mai mult decât cel care o conduce, decât cei care o conduc din punct de vedere omenesc. Uitați-vă în cartea aceasta, când a fost un împărat bun, poporul a fost bun și a făcut lucruri bune. Când a fost un împărat rău, poporul a fost rău și a făcut lucruri rele. De ce în vremea lui David poporul a făcut lucruri bune și în vremea lui Ahaz sau Ahab sau al altor zeci de împărați din Vechiul Testament poporul a făcut lucruri rele? Aceiași împărați, același popor. Erau aceiași oameni în timpul aceleiași generații. Un întreg autobuz de 50 de oameni este condus de un singur om care stă la renumitul volan. Frați și surori, Moise a devenit conștient de responsabilitatea pe care o are. El nu s-a lăsat influențat prea mult de oamenii din popor care vroiau pâine, castraveți, murături, copane de pui, grill. El nu s-a lăsat influențat de popor. Poporul întotdeauna are pofte. Poporul întotdeauna are părerile lui. Vor înapoi în Egipt, vor ușor, vor fără sacrificii. El a avut o viziune de la Dumnezeu, a trăit în relație cu Dumnezeu. Moise a avut această responsabilitate să conducă poporul, nu cum vrea poporul, ci să conducă poporul după inspirația celui care este stăpânul poporului și stăpânul lui. Apostolii, de asemenea, s-au văzut atrași în lucrări administrative și au spus, fraților, nu pentru că noi vrem lux, nu pentru că nouă ne este greu să ne implicăm în împărțirea ajutoarelor, dar voi aveți nevoie de oameni care să stea în rugăciune, în post și să pregătească Evanghelia pentru voi și pentru lume. Lăsați acești oameni să fie puși deoparte pentru lucruri spirituale. Frați și surori, gândiți-vă întotdeauna pentru Biserica Betania să avem slujitori puși deoparte, să fie proaspeți, să fie plini de Duhul Sfânt și când ajung la microfon sau când se ridică pe ladă sau cum se numește cutia aia pe care se urcă, să vorbească Dumnezeu și lacrimile să izvorască din ochi, nu să fim ispitiți. Nu să ascultăm balivernele la toți care trec pe aici și spun că vorbește Dumnezeu. Vrem să se audă vocea Domnului ca odinioară. Vrem să vorbească Duhul Sfânt. Dar dacă eu, săracul de mine, nu m-am întâlnit cu Dumnezeu de mult, și nu m-am rugat în ultimile două săptămâni și n-am stat pe genunchi să-mi pregătesc o predică, credeți dumneavoastră că Duhul Sfânt îmi va da mie, leneșului de mine, vreo predică? Nu! Duhul Sfânt nu-mi dă predică aici, mi-o dă acasă când mă rog, când postesc și când studiez cuvântul. Nu când umplu după problemele mele și vin aici grăbit, mă dau jos din mașină și mă urc la amvon și nici eu nu știu ce o să predic. Și încep să le spun fraților aceleași povești de 40 de ani, în speranța că sunt așa de nepricepuți frații, încât o să-i pot duce eu cu vorba și în următorii 40 de ani. Frați și surori, oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie purtătorii mesajului proaspăt. Trebuie să aibă mesajul lor leac alinător. Trebuie să vină să se întâlnească cu poporul după ce s-au despărțit în întâlnirea cu Domnul. Întâlnirea mea cu Domnul trebuie să fie proaspătă când ajung în fața dumneavoastră, altfel o să vă chinuiesc. Eu trebuie să am un mesaj proaspăt, în interiorul meu trebuie să ardă un foc. Dacă Duhul Sfânt nu pune focul acesta, atunci am să vă spun povești, am să vă spun întâmplări, am să vă povestesc despre nevasta mea, despre bisericile din România și n-am să vorbesc despre Evanghelia lui Iisus Hristos. Apostolii au realizat că trebuie să se roage și trebuie să predice. Și Moise și apostolii au înțeles că slujirea are priorități. Orice slujbă ai, dragă frate sau soră, în slujba pe care o faci trebuie să ai priorități. Circumstanțele vieții vor vrea să-ți încurce prioritățile acestea. Să-ți faci slujba pe fugă, pe nepregătite,
Oricum, spunând, lasă că Domnul primește. Primește Domnul? Ce primește Domnul? Miei șchiopi? Miei cu ochii scoși? Miei cu pete? Al treilea născut? Așa spune Biblia dumitale? Domnul primește doar pe primul din născut din turmă. Primește doar pe cel care nu are beteșug sau handicap fizic. Doar floarea făinii o primește Dumnezeu. Nu ultima făină o primește Dumnezeu. Ne-am învățat ce e mai bun să oprim pentru noi, iar ce rămâne să-i dăm Domnului. La noi acasă ducem ce e mai bun, iar la casa Domnului facem pe apucate și pe repezite, că n-avem timp. Dacă n-ai timp să stai pe bancă, dacă n-ai timp să stai pe scaun, că Dumnezeu va ridica pe altul care va avea timp. Blestemat să fie omul care va face cu nebăgare de seamă lucrul lui Dumnezeu. Să fie blestemat omul care va face cu indiferență, cu iresponsabilitate lucrul lui Dumnezeu. Dacă la compania la care lucrăm s-ar face lucrurile cum se fac câteodată la biserică, compania aceea ar da faliment în 3 zile. Vă chem în această seară să faceți ce e mai bun pentru rege, să aduceți floarea făinii pentru rege și împăratul să primească prinosul, să primească spuma, să primească ce este mai scump, ce este mai bun, ce este mai proaspăt, pentru că el merită aceste lucruri, nu noi. Și Moise și apostolii și Biserica Betania vor stabili priorități clare, peste care nu vor trece indiferent de circumstanțe și de oamenii care vor vrea să se întâmple altfel. Vom avea priorități clare și le vom urma în funcție de cum ne va călăuzi Dumnezeu. Al doilea lucru pe care l-au făcut și Moise și apostolii, Moise și apostolii au delegat, adică au dat autoritate persoanelor chemate de Dumnezeu ca să-i ajute în slujbă. Aduceți-vă aminte, și Moise și apostolii au constatat că nu pot face toate lucrurile. Fraților, sunt multe de făcut într-o biserică, nu în timpul programului. În timpul programului sunt puține de făcut. În timpul programului eu fac cele mai puține lucruri. Însă, între programe, eu trebuie să fac cele mai multe lucruri. Și oricât de mult aș face, nu pot să fac tot ce trebuie făcut. Pentru că trebuie făcut din ce în ce mai mult și mai cu calitate pentru rege și pentru poporul său. De aceea și Moise și apostolii au constatat că au nevoie de oameni care să fie alături de ei și să devină ajutoare, să devină ucenici, să devină asistenți, să devină oameni alături de ei pentru lucrarea lui Dumnezeu. Însă oamenii aceștia trebuia să fie un anumit fel de oameni. Nu oricine, ci un anumit fel de oameni. Aduceți-vă aminte că spuneam data trecută și repet în această seară, să fie temători de Dumnezeu. Dacă nu se tem de Dumnezeu, fraților, nu avem nevoie de ei. Pot avea abilități să fie cei mai pricepuți, dacă nu se tem de Dumnezeu, nu avem nevoie de ei. Nu avem nevoie de lăutari în biserică, avem nevoie de cântăreți pocăiți. Nu-i suficient conservatorul și abilitățile muzicale, nu! Apoi, oameni de încredere, oameni serioși, oameni care au cuvânt, oameni care au greutate, nu oameni neserioși, nu 3 la dolar. Oameni cu greutate, oameni cu cuvânt, oameni care dacă spun da, e da indiferent dacă plouă sau ninge. Oameni consacrați, oameni dedicați, oameni înfrânați, oameni puternici, oameni plini de Duhul Sfânt. Așa trebuie să fie oamenii care slujesc, nu oameni ieftini, nu oameni neserioși, nu oameni ușori. Nu oamenii care spun una și fac 10, sau invers. Apoi, trebuie să fie destoinici, să aibă abilități de slujire. Fraților, nu punem să cânte pe cineva care ar fi bun să recite. Și ies acolo și sar din gamă în gamă până la sfârșit, încât și eu, care nu mă pricep la muzică, realizez că s-a întâmplat ceva. Ies aici cu o chitară dezacordată și 1000 de oameni îl ascultă pe el cum ne zdrângăne în cap 5 minute. Păi noi n-am venit să ne ispitească drăguțul ăsta care n-a avut timp să-și acordeze chitara. Să stea în bancă, să vină mai devreme cu 15 minute, să-și o acordeze și la urmă să aibă îndrăzneala să iasă să cânte poporului.
și lui Iisus. A nu ne târască în tot felul de cântări și de poezii și tot felul de lucruri îndrugate care nu le acceptă nimeni. Adică lumea aceasta merită calitate, dar Iisus Hristos nu. La El se poate cu garbiciuri. La El se poate cu resturi, că n-avem timp. Dacă n-avem timp, să ne facem. Și dumneavoastră să spuneți amin. Amen. Și cuvântul Domnului spune că oamenii ăștia au fost vrăjmași ai lăcomiei. Nu numai că ei nu au fost lacomi, dar ei au urât vrăjmași, ei au fost vrăjmașii lăcomiei, nepermițând lăcomiei să se manifeste în casa Domnului și la alții. În ciuda mulțimii de date confuziei, faptul cel mai evident și cel mai verificat este că conducerea depinde de integritatea și caracterul celor care conduc, așa cum este observată de cei conduși. Toți liderii, toți oamenii care sunt slujitori, toți oamenii care sunt chemați să facă slujbă, au de luat o hotărâre critică. Conștienți sau inconștienți, ei hotărăsc dacă să folosească puterea lor pentru a se sluji pe ei înșiși sau pentru a sluji poporul. De fiecare dată când ajung la microfon, mă confrunt cu această alegere. Îmi slujesc mie sau vă slujesc dumneavoastră? De fiecare dată când deschid ușa din această, din această clădire, care e dedicată Bisericii Betania, și vin aici, mereu am de făcut o alegere, să-mi slujesc mie, intereselor mele, imaginii mele, familiei mele, idealurilor mele, sau să vă slujesc dumneavoastră, bărbați și femei, oameni ai lui Dumnezeu, chemați la împărăție. Și de fiecare dată, de fiecare dată, sunt în fața acestei alegeri. Cui slujesc? Îmi slujesc mie, intereselor mele, sau vă slujesc dumneavoastră? Cu dăruire, expunându-mă și făcându-mă vulnerabil, spunându-vă adevărul, chiar dacă deseori vă supărați pe mine. Eu aș putea să vă lingușesc, frați și surori, dar pe mine nu m-a chemat Iisus Hristos să vă lingușesc. Eu aș putea să nu vă spun adevărul, dar într-o zi Dumnezeul meu mă va judeca pe mine și îmi va spune, ai fost un rob rău. Ai avut un caracter egoist pentru că ai căutat prietenia oamenilor din biserica pe care ai păstorit-o. N-ai vrut să te pui rău cu nimeni, ai vrut zâmbetul oamenilor și aplauzele lor, ai vrut să te pui bine cu ei și n-ai spus adevărul. Și ai lăsat ca oamenii aceia să se ducă din rău în mai rău, pentru că tu nu le-ai spus ce trebuia spus. Apostolul Pavel spune, v-am spus tot adevărul și nu m-am ferit să vă spun tot adevărul. Iar mai târziu, când a plecat dintre ei, le scrie, știți bine că v-am vestit tot adevărul lui Dumnezeu. Frați și surori, când nu mă veți mai lăsa să vă spun adevărul, nu o să vă mai spun nimic, o să mă dau jos de aici și o să stau pe ultima bancă. Să țineți minte ce vă spun în această seară. Eu sunt aici și alegerea de a spune adevărul este a mea. Eu aleg să vă spun adevărul așa cum este scris în Scriptură. Eu nu cred că adevărul trebuie spus doar în România, iar în America trebuie spus așa puțin mai lingușit că se supără frații. Dacă frații se supără, să se pocăiască. Noi trebuie să spunem adevărul, pentru că altfel ne ducem în iad. Pe noi nu ne va sfinți decât adevărul lui Dumnezeu. Adevărul doar ne va face slobozi. El trebuie spus așa cum este în Scriptură. Noi nu-L spunem să supărăm pe cineva, noi îl spunem doar pentru ca adevărul să sfințească și să lucreze pocăința. Acesta e motivul pentru care spunem adevărul. Nu să ieșim în relief, nu să jignim frații, nu să supărăm sau să ofensăm poporul, ci spunem adevărul pentru că adevărul lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Alegerea este între conducerea slujitoare și conducerea egoistă. Alegerea este o problemă de caracter. Dacă am caracter, voi alege să vă slujesc dumneavoastră, nu mie însumi. Spune Domnul în Vechiul Testament, vai de păstorii care se pasc pe ei, care le dau oilor să mănânce doar ca să le mulgă și să le bea laptele. Vai de ei! Vai de ei! Vai de ei! Pentru că eu am să vin și am să-i judec.
frați și surori, dacă Dumnezeu ne-a chemat să vă slujim și dacă dumneavoastră ați confirmat și ați văzut chemarea noastră, atunci noi suntem aici conștienți că suntem pentru o vreme. Și în vremea aceasta trebuie să avem suficient caracter să alegem, indiferent de presiunile care se fac, indiferent din afară și dinăuntru, așa cum spunea Pavel și cum repet și eu în seara aceasta, vom alege să vă spunem adevărul și să vă slujim după adevăr. Iar dacă nu vom mai fi în stare, o să-i lăsăm pe alții care n-au obosit ca noi și care sunt în stare. Nu suntem chemați să fim aici să vă spunem lucruri de la noi, ci de la Dumnezeu. Lucruri care se pot verifica de oricine din Scriptura pe care o țineți pe genunchi. Caracterul evlavios este calificarea cea mai importantă pentru un lucrător. Ascultați-mă cu băgare de seamă, dragi oameni ai lui Dumnezeu. Caracterul smerit, caracterul evlavios este cea mai importantă. Este cea mai importantă calificare a unui slujitor. Dacă n-are caracter, se descalifică. Poate să aibă abilități, poate să aibă 10 seminare, poate să aibă 10 conservatoare, poate să aibă 10 ani de experiență. Dacă n-are caracter, nu merită să slujească în Biserica lui Dumnezeu. Pentru că Iisus a avut caracter și a spus, călcați pe urmele mele. Pavel a avut caracter și a spus, călcați pe urmele mele. Cei care sunt conduși, adică biserica, au tendința să-și modeleze caracterul după cei care îi conduc. De aceea, între 3 și 5 ani, biserica va deveni ca omul care o conduce. Ascultați-mă ce vă spun, frați și surori. Acestea sunt statistici făcute pe sute și sute de biserici. O biserică locală, în 3-5 ani, poartă caracterul persoanelor și mai ales a primei persoane care conduce biserica din punct de vedere omenesc. Pentru că oamenii conduși sunt tentați să se lase modelați de persoana și de persoanele care conduc. Iar dacă aceștia nu vor avea caracter, lipsa de integritate se va manifesta asupra celor conduși. În Vechiul Testament, când Israel avea un împărat rău, oamenii aveau tendința să păcătuiască. Când aveau un împărat bun, oamenii aveau tendința să se pocăiască și să aibă trezire. Oamenii care au slujbă de conducere, care au slujbe în casa Domnului, au influență profundă în ceea ce privește direcția spre care se îndreaptă turma. Ei dau direcția spre care se îndreaptă turma. Evanghelizare, ucenicizare, închinare, părtășie sau slujire. Sau, în egală măsură, toate cinci, așa cum a făcut și a spus Iisus, așa cum a făcut și au spus apostolii. Liderii sunt pentru a fi exemple. Iar dacă nu mai pot fi exemple, și-au pierdut calitatea de lideri. Ascultați-mă, iubită Biserica Domnului Iisus. Oamenii din lume ne vor aprecia în funcție de liderii care ne reprezintă. Dacă vom avea niște lideri care ne fac de rușine, întreaga biserică va fi făcută de rușine prin oamenii care ne reprezintă. Iar dacă oamenii care ne reprezintă vor fi plini de Duh Sfânt, plini de înțelepciune, oameni modești și bune exemple, întreaga comunitate va privi biserica prin exemplu celor care conduc, prin exemplu celor care au calitate de slujitori, de lideri. Aveți grijă pe cine alegeți. Aveți grijă pe cine alegeți, pentru că într-o zi veți sta în fața propriei alegeri și Dumnezeu va spune, cum ți-ai permis să sucești destinele bisericii mele? Cum? Cum? Există așteptarea ca un lider să reprezinte pe Dumnezeu pentru cei conduși și pentru cei de din afara bisericii. Această așteptare este foarte prezentă în Biblie. Și oamenii din biserică și oamenii din afara bisericii se așteaptă ca cei ce conduc să aibă caracter. Nimeni nu se așteaptă ca un păstor să curvească. Nimeni nu se așteaptă ca un păstor să bârfească. Nimeni nu se așteaptă ca un păstor să vină târziu la biserică. Nimeni nu se așteaptă ca un păstor să nu vină la program. Nimeni nu se așteaptă ca un păstor să nu se roage, iar când îi vine rândul să predice, să vorbească așa din ce îi trece prin cap din amintiri. Nimeni!
Toată lumea din afara bisericii și toți membrii bisericii se așteaptă ca păstorul, păstorii, comitetul, dirijorii, liderii de închinare, ușierii, oamenii care au fost promovați într-o slujbă, n-au fost promovați la întâmplare, ci au fost promovați pe baza unui caracter pe care l-au. Pe baza unui caracter pe care îl au și pe care îl dovedesc în fiecare zi. Prin fapte vrednice de pocăință, prin înfrânare, prin înțelepciune, prin smerenie. Avem nevoie de astfel de lideri între noi. Altfel biserica Domnului nu va avea putere. Degeaba se roagă o soră bătrână dacă oamenii care conduc biserica sunt ipocriți, sunt fățarnici și n-au pasiune pentru Iisus și n-au caracter. Punem tot felul de slujitori după ureche pentru că-i văr cu mama. Nu! Nu! Dacă vreau să-i dau ceva din ce e al meu, să-i dau dacă-i văr cu mama. Dar în biserica lui Dumnezeu nu pot să iau din ce nu e al meu, adică e al lui Iisus, și să-i dau. Nu eu chem la slujbă, Iisus cheamă la slujbă. Efeseni 4,11 și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători. El i-a dat, nu eu. N-aveți dreptul să alegeți oameni pe care nu-i vedeți chemați de El. N-aveți dreptul. Dreptul pe care îl aveți este să vă uitați printre dumneavoastră și să vedeți care sunt oamenii care ies în evidență prin chemarea Domnului. Și pe aceea să spuneți da. Pe aceea să aruncați sorțul. Nu alte criterii legate de rudenie, de prietenie, de clan, de interese. Frați și surori, să nu transformăm biserica lui Dumnezeu într-o companie. Și nici într-un loc unde ne manifestăm interesele noastre meschine și omenești, pentru că ne va judeca regele într-o zi. Să fim oameni pocăiți și cu frică de Dumnezeu. Pentru că la noapte sau mâine se va întoarce Iisus și ne va judeca întâi pe noi și apoi pe cei care sunt afară. Cei din biserică și cei de afară privesc în primul rând la cei care sunt lideri. Dacă eu voi cădea într-un păcat, toată biserica Betania va fi făcută de rușine. Nu doar eu. Dacă un dirijor va cădea într-un păcat, toată formația pe care o dirigează va fi făcută de rușine. Avem nevoie de slujitori care să aibă caracter. Dacă eu n-am caracter, ce să vă învăț pe dumneavoastră? Ce să vă învăț, frați și surori? Ce drept am eu să vă învăț pe dumneavoastră să fiți pocăiți când eu sunt nepocăit? Când eu bârfesc, când eu clevetesc, când eu nu vin la biserică, când eu vin mereu târziu, dumneavoastră ce să vă spun? Spune Domnul Iisus despre ăștia, să faceți ce spun ei, dar pe ei să nu-i urmați, că ei nu fac ce spun. Asta e definiția fariseului, să spună altora să facă, dar el să nu facă. Avem nevoie de slujitori care să facă și să spună aceleași lucruri. Când unul dintre lideri, unul dintre slujitori, indiferent ce slujbă are, mai mică sau mai mare, este găsit vinovat, Evanghelia este blamată, slujba, organizația, biserica va fi făcută de rușine și mulți din biserică vor pleca de rușine pe care a făcut-o cel care a căzut în păcat. Mulți vor pleca. Nimeni nu vrea să fie membru într-o biserică unde există nesiguranță, unde nu există direcție, unde nu există viziune, unde totul e băgat în ceață, unde nu se spune nimic, unde totul se face în spatele ușilor închise, ca la securitate pe vremea lui Ceaușescu. Biserica trebuie să fie transparentă. Biserica trebuie să fie deschisă. Aici nu trebuie să umblăm cu secrete. Singurul secret pe care îl avem este că nu avem niciun secret. Pentru aceste motive, cel ce slujește trebuie să fie fără vină, cu teamă de Dumnezeu. Caracterul este subliniat în Scriptură ca cel mai important instrument în conducere. Fraților, când eu am venit aici, invitat de fratele Luca și de comitet, și fratele Luca a venit aici alături de ceilalți frați
Și au spus, de astăzi înainte, Luigi Mițoi este pastorul Bisericii Betania la alegerea voastră, cu 96% din alegere. Mie mi-au dat poziția de păstor. Și de atunci până astăzi eu am poziția de păstor principal, păstor senior în Biserica Betania. Dar mie fratele Luca nu mi-a dat autoritatea de păstor. Autoritatea de păstor mi-o câștig eu prin felul în care vă slujesc. Dacă veți vedea în mine seriozitate, punctualitate, omenie, să știu și la vale și la deal, și să râd și să plâng, unde e nevoie. Dacă mă veți vedea un om de încredere, dacă mă veți vedea un om modest, un om pocăit, un om care mă lupt cu mine și mă lupt pentru slujbă, atunci o să aveți încredere în mine și o să-mi dați autoritate în inima dumneavoastră. Și când eu vorbesc, o să vă opriți. De ce? Pentru că vorbește un om care v-a câștigat încrederea. Vorbește un om care a făcut dovada că e omul lui Dumnezeu. Vorbește un om care a putut să fie un pic de exemplu. Dar dacă eu vă voi dovedi că sunt un om neserios, nu voi rămâne decât cu poziția de păstor și voi fi o marionetă aici și când eu vorbesc, mai vorbesc 10, pentru că nimeni nu mă va respecta, nimeni nu mă va băga în seamă, pentru că eu nu mi-am câștigat autoritatea să slujesc, pentru că nu am caracter. Poziția mi-o dă cel ce a fost înainte de mine, dar autoritatea o câștig prin slujire și prin pocăință, o câștig prin caracter. Asta așteptați de la mine, să am caracter. Să am caracter, să manifest o pocăință între limitele Scripturii. Aceasta este reprezentată în Vechiul și în Noul Testament. Calificările care le face Biblia pentru conducători nu au minim sau maxim și au trebuie. Nu au minim sau maxim, fraților, și au trebuie. Nu există acest trebuie, omul acela este descalificat. Aceste standarde ale Bibliei demonstrează cât este de important pentru Dumnezeu caracterul. De aceea l-a trimis pe Duhul Sfânt să producă roadă și roada dimpotrivă este, Galateni 5,22, dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, facerea de bine, blândețea. Și se încheie cu cea de-a noua, nu a noua roadă, că nu-s nouă roade, e o singură roadă cu nouă valențe, cu nouă încrengături, înfrânarea poftelor. Dacă veți vedea vreodată un lider, un slujitor, fără înfrânarea poftelor, atunci să știți că în felul acela el vă demonstrează că n-are ce să caute acolo unde este. Un adevărat slujitor este un om înfrânat, e un om încercat, e un om care știe să facă ce este nevoie în fiecare împrejurare. Scriptura prezintă calitățile caracterului pentru conducerea oamenilor din biserică. 1 Timotei capitolul 3, versetele 2 la 7 și Tit capitolul 1, versetele 6 la 9. Haideți să ne gândim la fiecare dintre acestea. Cumpătat. Apostolul spune lui Tit în epistola pastorală și harul lui Dumnezeu, capitolul 2, versetul 11, și harul lui Dumnezeu care a fost arătat, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătarea e relația mea cu mine. Dreptatea e relația mea cu dumneavoastră. Și evlavia e relația mea cu Dumnezeu. Eu relaționez cu trei persoane. Cu mine, cu dumneavoastră pe orizontală și cu Dumnezeu pe verticală. Eu trebuie să fiu cumpătat cu mine, nu cu alții. Ce ușor e să le spun altora cum trebuie. Eu trebuie să fiu cumpătat cu mine, eu trebuie să fiu drept cu dumneavoastră și eu trebuie să fiu evlavios față de Dumnezeul meu. Eu trebuie să fiu cumpătat. Dacă mi-am pierdut cumpătarea, mi-am pierdut dreptul să fiu un slujitor. Nu de dat la vin. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă mintea limpede, nu afectați de băuturi alcoolice. Nu afectați de lucruri care îi duc într-o stare unde nu mai au control. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie doar sub controlul Duhului Sfânt, nu al alcoolului. Alcoolul este interzis pentru oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie plini de Duhul Sfânt, nu de alcool. Nu bătăuș, nu certăreț, nu impulsiv, nu agresiv, nu om scandalos. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni liniștiți, oameni echilibrați. În domeniul emoțional, ei nu trebuie să aibă dezechilibru și să nu se poată controla,
ci dimpotrivă trebuie să fie în control. Chiar dacă sunt provocați, trebuie să aibă control. Asta nu înseamnă că trebuie să fie blegi. Iertați-mă. Ei trebuie să fie fermi, trebuie să fie categorici. Petru și Pavel spun să piei împreună cu, dar nu-l bate. Nu-l înjură, nu-i vorbește vulgar, nu se comportă ca un birjar și rămâne vertical, om de caracter, pentru că e omul lui Dumnezeu. Blând. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie blânzi. Trebuie să fie accesibili. Trebuie să ai libertatea să te duci la el, pentru că vezi că te poți duce. Nu un om de care ți-e frică. Nu un om pe care mai bine l-ocolești decât să te întâlnești cu el. Nu un om pe care ai prefera să nu-l vezi niciodată, să-mi fie cu iertare. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă un caracter accesibil, trebuie să se lase vulnerabil către ceilalți, să se facă vulnerabil către ceilalți oameni. Să nu fie iubitor de bani. Asta nu înseamnă, nu citiți să nu aibă bani. Biblia nu e împotriva banilor, e împotriva iubirii de bani. Cei mai mari oameni ai Bibliei au fost cei mai bogați oameni ai vremilor. Dar ei n-au iubit banii, ei l-au iubit pe Dumnezeu. Să faceți diferență între bani și iubirea de bani. Banii nu sunt condamnați de Biblie. Să ne dea Dumnezeu cât mai mulți, dar să ne dea o inimă care nu e legată de bani, ci e legată de Dumnezeu. Și când ne administrăm banii, nu-i administrăm iubindu-i, ci administrăm în funcție de interesele lui Dumnezeu. Pentru că printre banii mei are și Dumnezeu vreo 10-11 părți, pe care noi nu prea vrem să mai recunoaștem în ultima vreme, dar asta e problema noastră. Drepți, verticali, iubitori de bine, oameni care se gândesc să fie bine mâine, nu oameni care umblă cu partide, oameni care umblă cu ceartă, oameni care dau telefoane să mai pună pe doi împotriva nu știu cui, oameni care ațâță, oameni care se duc la col și ai văzut mă ce a zis ăla? Dintr-o predică se împiedică de un cuvânt greșit. Am chemat odată pe cineva la biserică. Și undeva într-un colț, pentru că sala era înaltă și perdelele, știți că în România se foloseau perdele și erau agățate de o bară. Perdelele erau aproape de tavan și erau înalte. Și undeva era un băț într-un colț și cu bățul ăla dăteam perdelele la o parte, de le trăgeam într-o parte sau în altă. Și bățul ăla l-am pus într-un colț și l-am chemat într-o zi pe un prieten la biserică. Și în tot timpul bisericii el s-a uitat la bățul ăla. Eu l-am văzut că se uită într-un colț anume. Dar am zis că, mă rog, fiecare să uită unde îi place. Știu eu ce e inima omului. A fost o predică grozavă, au fost cântări grozave, au fost rugăciune grozave, o prezență a Domnului deosebit. De-abia am așteptat să se termine biserica să-l întreb, e mă, cum e? Și așteptam să spună, mă, vreau să mă pocăiesc. Și el, când se termină biserica, îl întreb, e mă, cum e? Și el zice, mă, lasă cum e, explică-mă ce faceți mă cu bățul ăla din colț. Bă, frați și surori, el n-a auzit predica, un cuvânt n-a auzit. El n-a auzit cântare, el n-a auzit rugăciunea, el doar la bățul ăla s-a uitat să știe el ce face cu bățul. Fiți dumneavoastră atenți că se rostesc predici aici prin Duhul Sfânt și sunt oameni care nu aud predica, dar dacă greșești un cuvânt, se duce la jumătate din biserică și spun, l-ai văzut pe... și știți ce urmează. Unul s-a dus odată la Spurgeon, un profesor de română, de limba engleză, iertați-mă că Spurgeon n-a fost român. Și i-a zis, domnule renumit predicator, ai făcut un dezacord gramatical. Și Spurgeon, cu umorul lui specific, l-a privit și i-a zis, drăguțule, ai mai reținut și altceva din predica mea? Frați și surori, de la 7 la 9 sunt suficiente cuvinte care ne determină și ne invită să ne pocăim. Sunt suficiente cuvinte și suficiente cântări și suficiente poezii și suficiente rugăciuni și suficiente versete din Biblie care ne cheamă la pocăință. Haideți să manifestăm o atitudine matură de oameni serioși, de oameni încercați, de oameni plini de Duhul Sfânt, de oameni care au trecut prin viață și au învățat ce trebuia să învețe, nu doar au făcut umbră, de oameni care au o direcție clară și au maturitate. Și în felul acesta, fiecare slujbă la care ne cheamă Dumnezeu să ne pocăim, să fie un prilej
în care devenim mai buni decât înainte să participăm. Vă chem în această seară, frați și surori, să ne gândim împreună la toată această prezentare, la toată această informare din Scriptură pe care v-am expus-o cu multă pasiune și cu mult interes și cu multă responsabilitate. Vreau să încercați să aplicați acum tot ce ați auzit la Biserica Domnului unde suntem membri. Vreau să aplicați asta. Vreau să aplicați chiar acum și să vă rugați Domnului alături de mine. Să vă rugați Domnului și să vă întrebați ce vrem să facem anul acesta. Ce oameni promovăm? Cui dăm calitatea de slujitor? Indiferent că sunt slujitor la sunet, la ușă, la amvon, în comitet sau în alte ofisuri, în alte camere pe aici. Cui dăm această autoritate de slujitor? Cui, fraților? Să fim cu băgare de seamă, pentru că se întoarce regele. Fraților, se întoarce regele și va spune, duceți-vă blestemaților sau veniți binecuvântaților. Ce ne va spune nouă Bisericii Betania? Veniți binecuvântaților. Asta ne va spune sigur, frați și surori. De aceea vă chem în această seară, în încheiere, să ne rugăm Domnului. Și data viitoare să continuăm. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului.